Bună dimineața, bună dimineața, dragilor, bună dimineața la toată lumea. Dragilor, vă doresc o săptămână cât mai plăcută, pentru că eu nu cred că s-o am și vă șeară de ce. După cum știți, am muncit aici o zi întreagă, doar să dau jumătatea asta de perete jos, care am lăsat-o așa, pentru că m-a omorât de mâini, de spate, de tot. Și am început acolo cu peretele la, să-l dau și pe la jumate, tot cum e asta. Stai să vă și arăt. Am început să sparg acolo sus și uitați acolo cât fier este. Deci ce legături a putut să facă neanicul nostru Ceaușescu. Deci așa ceva nu o să mai întâlnim. Am început să sparg, dar acum trebuie treabă flexul. O să sparg și în partea asta să vedem dacă nu are și aici vreo legătură, ceva. Acolo văd că și vecinul de sus a spart această ghienă cum ar veni. Și toate cărămizile de sus sunt acolo, proptite. Acum trebuie să fiu atent când o sparge aici, să nu cadă cărămizile pe mine. Ia uitați. Deci e plin de cărămizi acolo, înfundat de cărămizi. Și această ghienă este și ea la rândul ei turnată. Uitați aici fierele. Vedeți plasa? Deci ghiena este turnată. Nu este din cărămidă, este tot din beton cu fier în ea. Asta e. N-avem ce face. Trebuie să spargem. Aici cred că mi-a 2-3 zile să sparg restul, tot ce e aici. Și să vă mai arăt altceva, ce n-ați mai văzut. Vedeți porțiunea asta care am dat-o jos? De faianță. Cum credeți că au pus-o? Asta este hârtie. Au pus-o peste tapet. Deci, exact peste tapet. De-aia se auzea ea gol. Ia uite. Uitați, dacă trag de ea. Ia uite. Deci ea este pusă peste tapet sau fototapet. Deci așa ceva mai rar întâlnești. Ia uitați-o aici. Uitați-o aici, cum e asta. Uitați cum se mișcă. Ia uite. Aici tot la fel, pe ghienă, ia uite, asta, uite, o iau cu mână. Păcatele lumii. Aici văd că pe asta au prins-o bine, cât de cât. Bine, mai are niște goluri, cred că se vede, în care aici n-a fost adeziv pus, dar în fine. Asta măcar au pus-o câte gâbine. Dar aia peste fototapet sau tapet ce-a fost, păcat. Deci așa, dragilor, eu cred că am o săptămână grea. Deci 2-3 zile mai durează aici până scot tot. Și vă dați seama că ăsta trebuie să-l mărunțesc, că nu ai cum să-l cari de aici. Și așa fac cu toate. Asta e de mână înainte. Ce să facem? Că nu ai ce face, îți găsesc eu lucru. Eu și totuși eu nu înțeleg cărămizile de acolo, de la vecinul de sus. Să nu cumva ghiena să fie pe interior cu cărămizi. Că eu văd plasă aici. Pe ghiena asta. Și sârmă, și fier, și toate ele. Să nu fie cumva pe interior să fie cărămidă și pe exterior să fie tencuită cu plasă. Dar am dat vreo 2-3 baroase în ghiena asta, dar nu zice nimic, nu se mișcă, nu... nimic. Nu știu, vom vedea după aia, când o sparge acolo sus, dar trebuie să fiu foarte atent. În fine. Vedem. Ce-o fi. Și mai avem aici această faianță pusă. Ia uitați cât de bine a fost pusă ea. Ia uitați. Ia uitați.
ce-o fi fost pustasă? Cu silicon, lipită, e flexibilă. Da, dragilor. Cam asta e de făcut acum. Să mă apuc de treabă. Să vedem ce-o fi aici. Ghiena asta mă cam pune în dificultate. Da, și aici, în noua bucătărie, colegul meu deja a tras copexul, firele, unde vin prize peste tot, pe acolo, pe undeva. Aici, cum v-am spus, o să vină eliminat geamul și ușa. Această bordură va veni tăiată pe undeva pe la jumate, să zic, și eliminată partea asta și lăsat locul ăsta liber. Acolo va veni zidit. Și cam asta ar fi aici. De spart, mă refer, și de zidit. În orice caz, aici șapă turnată, cum am zis, șapa este de 8 cm. Ia uitați cât este diferența. Aproape 8. Da, am zis 8, să nu zic 7,8. Asta e. E de muncă, n-ai ce să faci. Mai avem de dat hârtia asta jos, toată partea asta. Și cam aia e de făcut aici, deocamdată. Am reușit acolo să sparg. Am tăiat fierul unde era prins. Am făcut canal de jur împrejur. Să o iau pe porțiuni, să nu cadă tot, dar nu va cădea. Am tăiat toate fiarele. Uitați ce fiarele sunt aici. Plasa toată e tăiată de jur împrejur, peste tot, cum am tăiat și aici. Dar mai există o problemă. Nu știu dacă se vede aici în interior. Mai este un fier aici și un fier acolo. Și ăsta este cel mai gros. E ca pe degetul meu. Nu știu dacă se observă, e acolo în spate. Și sunt două aerisiri. Una aici și una pe partea asta. Aici. Uitați, se vede și acolo sus. Bineînțeles că vecinul deasupra văd că și-a stupat acolo. Doar erau câteva cărămizi de proptă. Dar e pelea mare. Nu știu dacă voi reuși să îl dau jos pe asta cu percutanta. Cred că nu am nicio șansă, nu singur, să sparg ghiena asta. Eu n-am văzut așa ceva de când sunt. Deci așa ghienă, cu atâta fier în ea, turnată. Că asta e turnată pe poziții. Nu știu ce-i faci. De unul singur, cred că durează 2 săptămâni. Dar eu nu înțeleg atâta fier băgat într-o ghienă. Bine, hai, în asta da. Că era o placă, că așa erau pe timpul Ceaușescu, veneau plăcile deja făcute. Și le puneau pe poziție, le sudau, cum v-am arătat acolo, le sudau în colțuri și așa rămâne. M-a întrebat cineva aici în comentarii, un domn, nu este perete de susținere, este pur și simplu un perete de spărțitor, dar este din placă turnată. Uitați că aici, uitați dacă se observă, nu e nimic băgat în perete. Deci nu are nicio treabă. Plasa este până aici și cam atât. În tavan nu este nimic. N-a fost lipită, nu nimic. Au fost doar câteva bucăți de cărămidă puse așa, să astupe până în tavan și cam atât. Și acolo la ghienă tot la fel. Deci nu este un perete de susținere, dar nu înțeleg atâta fier. Bine, într-adevăr că Neanicu avea de unde să bage fier. Acum nu se mai bagă fier. Acum, uitați cât fier se poate băga într-o ghienă de asta. Deci eu sunt
Deci am stat până acum, am 3 ore și ceva, de când sparg pe aici. Nu știu ce mai e. Am tăiat și acolo cu flexul, am zis că, hai că dau repede pe aia de sus jos, o dau și pe asta, mai tai o dată acolo, o dau și pe aia. Eu n-am putut în 3 ore jumate să dau partea de sus. Asta e, nu știu. În cel mai rău caz, nu putem decât să închiriem un pic cameră, să dăm jos. Că nu ai cum. Cu percutanta, nu ai cum să dai jos așa ceva. Ți-e încintă, trebuie să aștepți. Vedem ce facem. Sau în cel mai rău caz, o să plătesc un băiat doi să vină să mă ajute, pentru că de unul singur nu. Nu faci față, n-ai cum. Dă unul cu barosul, unul cu percutanta. E greu, e greu. Dacă știam că e atât de muncă și știam că nu e din Becea, nu mă apucam. Dar acum n-ai ce să faci. Trebuie să dai înainte. Asta e. Vedem ce facem. Stau și mă uit la ei. Ce să-i fac? Deja mă dor mâinile. Am dat la el de... Așa că n-am ce să fac decât să... Ori să închiriem un ăsta... Să putem să-l dăm jos, că n-ai cum. Ori dacă nu, doi băieți... Pauză între... Și aia e, că n-am ce faci. Acum să vorbesc cu proprietarul, să vedem ce zice. Eu de unul singur n-am, nu pot să mă față. N-am cum. Asta înseamnă să... Am iau pauză după aia o săptămână, să-mi revin. Hai, vedem ce facem. Nu am reușit absolut deloc să dau măcar partea aia de sus, de acolo jos. Nu se poate. Percutanta nu merge, mâinile te lasă, e foarte greu. Așa că nu rămâne decât să... Ori să închiriez un pic camăr, ori să plătesc doi băieți să vină să mă ajute să spargem acolo. Este fierul la mijloc, băgat, și nu-l poți tăia. Așa că... Asta e singura variantă. Ori doi băieți, ori pe cameră închiriat. Dacă știam de la început că e așa, sincer vă spun că nu mă apucam de spart. Dar de unde să știi? Bineînțeles că nici proprietarii nu sunt de vină, că nici ei n-au știut. Ei au crezut că e din Becea, că se auzea așa gol. Eu tot la fel am crezut, tot la fel, că e Becea, dar se vede că nu a fost. Asta e acum, ce să facem? Dăm înainte. Ne-am apucat de spart. N-ai ce să faci. Așa că mâine ori doi băieți, ori pe cameră. Așa, dragilor, vă pup. O seară frumoasă în continuare. Este ora 4. Eu am plecat deja, n-am mai stat și sănătate maximă la toată lumea vă doresc.